Bună, dragii mei! Ce veți afla din acest clip? Care sunt componentele unei branule? Cum se montează și demontează o branulă? Ce se poate întâmpla dacă retragi repetat mandrenul pentru verificarea poziționării pe venă? La ce folosește dopul care închide mandrenul și de ce producătorul a făcut mandrenul cu orificiu interior? La ce am putea folosi această proprietate a lui? Haideți să facem câteva exerciții împreună. Așa cum un soldat înainte de a participa la trageri cu arma învață să o monteze și demonteze, tot așa și noi, înainte de a ne arunca în lupta cu boala, trebuie să ne cunoaștem armele. Astfel că luăm astăzi trei branule de dimensiuni diferite. Branula roz, care este de 20 gauge. Branula albastră de 22 gauci. Și branula galbenă, care este de 24 gauci. Eu le-am ales pe acestea pentru că sunt cele mai uzuale, cele mai frecvent folosite. Starea branulei se face cu indexul și degetul mijlociu, poziționându-le în fața aripioarelor branulei, iar policele va fixa branula de căpăcelul alb. Capișonul cateterului se îndepărtează prin împingere și nu prin extragere, deoarece e risc major de înțepare. Haideți să exersăm împreună de mai multe ori aceste mișcări, pentru că, după cum se știe, repetiția este mama învățării. Luând în mână fiecare branulă cu dimensiune diferită, veți constata că le simțiți altfel, iar mânuirea lor o veți face în mod distinct în funcție de distanța la care se află vârful acului față de degetele voastre. Exersăm acum deschiderea și închiderea căpăcelului colorat, ce închide orificiul de administrare al branulei. Acest orificiu se folosește pentru administrări de cantități mici sau pentru spălarea cateterului. Căpăcelul alb se deschide prin dechiletare. El este așezat la capătul mandrenului, însă rolul lui este ca după montarea cateterului să închidă capătul distal al acestuia, pentru a nu permite refluarea sângelui. La scoaterea din ambalaj, el nu are niciun alt rol, pentru că la capătul distal al mandrenului, sub acest căpăcel, se află un dop care închide orificiul mandrenului și nu permite comunicarea sângelui cu exteriorul. Haideți să exersăm de mai multe ori atât îndepărtarea căpăcelului alb, cât și a dopului de sub acesta pentru a înțelege cum se fac mișcările și astfel, când ne aflăm pe câmpul de luptă, să nu ni se detașeze accidental dopul dacă noi dorim să îndepărtăm doar căpăcelul. Exersăm apoi extragerea mandrenului și alunecarea lui pe cateterul de plastic.
Suntem atenți la vârful mandrenului și încercăm cu ochii minții să ne imaginăm penetrarea lumenului, a vasului de sânge cu acest vârf și ce se întâmplă apoi când extragem ușor mandrenul. Să demontăm acum în totalitate acest dispozitiv, cateterul venos periferic sau branula, și să-i cunoaștem componentele. Facem acest exercițiu de mai multe ori pentru a ne dezvolta motricitatea fină în utilizarea unui astfel de dispozitiv, ce presupune multă finețe. O să facem acum o mică analiză a calibrelor pentru a înțelege mai bine. Branula roz de 20 gauci are un diametru de 1,1 mm, o lungime de 32 de mm și permite un flux lichidian de 60 de ml pe minut. Branula de 22 gauci are un diametru de 0,9 mm, o lungime de 25 mm și un flux lichidian de 36 ml pe minut. Branula galbenă de 24 gauci are un diametru de 0,7 mm, o lungime de 19 mm și permite un flux lichidian de 20 ml pe minut. Dacă dorești să vezi continuarea acestui clip, apasă linkul din imaginea cu abonamente de pe ecran sau intră pe www.medataloș.ro, secțiune abonamente și achiziționează un abonament. Pe lângă sutele de articole care sunt puse la dispoziție și la care vei avea acces nelimitat în cadrul acestui site, vei contribui și la susținerea acestui proiect educațional pe care l-am lansat în 10-12-2018, numit Suport Informațional pentru Asistenți și Pacienți.